Ați văzut vreodată oceanul pe timpul nopții sub stelele care acoperă oglinda apei într-un mod misterios? Această apă arată de parcă ascunde un milion de secrete, cel puțin pentru noi. Oceanul acoperă 71% din suprafața terestră, dar 95% din acea suprafață este neexplorată. Ați auzit bine, omenirea știe mai multe despre voidul rece al spațiului cosmic decât despre fundul propriilor oceane. Dar asta nu este din cauza lipsei de încercări. De la începuturile timpului, oamenii și-au împins corpurile până la limită în încercarea de a afla exact ce se află pe fundul Mării Albastre. La un moment dat, se credea că în adâncuri se găsesc extratereștri, sirene sau civilizații secrete. Așadar, îmbrăcați-vă cu costumele voastre de spectatori, pentru că această mică excursie de explorare este pe cale să devină sălbatică. Dar, înainte să ajungem să vorbim despre ce se află în adâncurile oceanelor, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe pentru a primi notificări despre noi videoclipuri interesante. Înainte să începem, probabil că ar trebui să știm cât este de adânc oceanul. Adâncimea medie a oceanului este de 3600 de metri, sau de 4 ori înălțimea clădirii Burj Khalifa, momentan cea mai înaltă din lume. Dar asta este doar adâncimea medie a oceanului. Localizat în vestul Oceanului Pacific, la capătul sudic al groapei Marianelor, se află un mic buzunar format în scoarța planetei numit și Challenger Deep. Acest loc se crede că se află la 11 km sub nivelul mării. Ca referință, dacă ar fi să luăm muntele Everest și să încercăm să acoperim acea gaură, vârful muntelui tot ar fi cu 2 km sub nivelul mării. Acum că știm cât de departe încercăm să ajungem, următoarea întrebare logică este: cât de departe se pot scufunda oamenii? Răspunsul acestei întrebări este: mai departe decât credeți, dar totuși nu suficient de departe. Sunt mai multe forme diferite de scufundare. Scufundarea adâncă este considerată o scufundare mai adâncă de 18 metri. Oamenii sunt niște ființe incredibil de bine adaptate scufundărilor, comparativ cu alte mamifere care trăiesc la suprafața terestră. Scufundările libere sunt practicate de oamenii care se scufundă fără niciun fel de echipament, iar aceștia pot ajunge chiar și până la 120 de metri sub nivelul mării. Ei au o aptitudine înăscută pentru a ajunge cât mai departe în adâncul oceanului, iar acest talent este cunoscut sub numele de reflexul mamifer de scufundare. Probabil că v-ați declanșat propriul reflex de mamifer de scufundare de câteva ori fără ca măcar să știți asta. Acesta apare atunci când apa rece vă atinge fața, iar corpul suferă imediat o stare de schimbare, ritmul cardiac scade și fluxul sanguin este transferat la organele vitale și la plămâni pentru a reduce consumul de oxigen al corpului. Cei ce se scufundă liber duc acest reflex până la extreme, își încetinesc ritmul cardiac până la incredibila valoare de 50%. Deținătorul recordului mondial al scufundării libere se numește Herbert Nitsch. Acesta a fost capabil să se scufunde până la 214 metri cu o singură gură de aer. El a folosit o greutate care să-l ajute să se scufunde mai repede și un balon care să-l ajute să se ridice la suprafață. Se crede că limita naturală a scufundărilor libere este de aproximativ 300 de metri. La o adâncime mai mare ne-ar ceda plămânii datorită presiunii enorme. Acum am stabilit că oamenii se pot scufunda până la o adâncime maximă de 300 de metri înainte ca un organ vital să cedeze, dar tot suntem la 10 km distanță de cel mai adânc loc din ocean. Din fericire pentru noi, ingeniozitatea umană a umplut întotdeauna lipsurile adaptărilor noastre biologice. Folosind echipament de scufundare, oamenii sunt capabili să stea scufundați pentru un timp mai lung. Recordul pentru cea mai adâncă scufundare îi aparține egipteanului Ahmed Gabr, care s-a scufundat la o adâncime de 332 de metri. Scufundarea în saturație ne împinge limitele puțin mai departe. Acesta este un proces în care un mediu presurizat este construit sub apă, iar acesta permite scafandrilor să stea mai mult timp și să se adapteze condițiilor de presiune scăzută mai ușor. Recordul mondial de scufundare folosind această metodă este de 534 de metri. Problema celor care se scufundă la acest nivel este că presiunea la această adâncime face ravagii în corpul lor, le comprimă corpurile și reduce spațiile umplute cu aer din acesta. Asta înseamnă că scafandrii trebuie să oprească regulat și să-și egalizeze nivelul de aer din sinusuri. Gândiți-vă atunci când vi se înfundă urechile în timpul unui zbor. Astfel, corpul se asigură că atunci când presiunea din interiorul urechii este mare, aceasta nu ne sparge timpanele în timpul eliberării sale. Consumul de alcool este interzis în timpul scufundărilor pentru că cu cât ne scufundăm mai mult, cu atât o să devenim mai amețiți.
Un fenomen numit narcoza azotului sau beția adâncurilor apare când presiunea nitrogenului din plămâni crește. Se știe că oamenii care practică scufundările libere sunt distrași de pești arătoși, halucinații cu sirene și gânduri negative. Nu ați vrea să aveți de-a face cu un asemenea fenomen când sunteți într-un mediu nefamiliar și potențial ostil. Dacă ar fi să recunoaștem această reacție a corpului, acest lucru ar însemna limita la care ne putem scufunda în siguranță. Dar cum rezolvăm problema presiunii? Cu ajutorul costumului de scufundare rigid articulat. Acesta este format dintr-o carcasă foarte groasă închisă etanș. Acest costum creează o presiune internă proprie și are un sistem de oxigen inclus care permite scafandrilor să coboare și să urce rapid. Aceste bijuterii se pot scufunda până la 700 de metri, dar din nefericire acestea sunt voluminoase, scumpe, incomode și jenante. Ar mai fi totuși nevoie să ne scufundăm încă 10 km până la fundul celui mai adânc punct de pe planetă. Din fericire pentru omenire, există o embarcațiune subacvatică numită și batiscaf, care ne permite să ne scufundăm în adâncurile oceanului. Pe data de 23 ianuarie 1960, exploratorii Jacques Picard și Don Walsh au fost primii oameni care au călătorit pe fundul oceanului. Embarcațiunea submersibilă numită Tristy a avut un geam spart în timpul coborârii, dar asta nu i-a oprit pe cei doi exploratori din scufundare. Picard și Walsh au petrecut 20 de minute pe fundul oceanului înainte să se întoarcă la suprafață și să fie recunoscuți drept eroi. În ultimii 50 de ani de atunci, doar o singură persoană a mai fost pe fundul oceanului, Challenger Deep. Această persoană este legendarul director de film James Cameron. Creațiile acestuia sunt, printre multe altele, Terminator și Avatar. El a devenit un expert în explorarea adâncurilor în timp ce lucra la filmele The Abyss și Titanic. A petrecut peste 3 ore în explorarea celui mai adânc loc din ocean și a descoperit noi specii de castraveți de mare, viermele calamar și amibe care au uimit lumea biologiei. James Cameron a înregistrat tot pe parcursul scufundării folosind camere video de ultimă tehnologie. Asta înseamnă că ceilalți oameni pot verifica ce se întâmplă pe fundul oceanului și cum arată fără a fi nevoit să parcurgă această distanță periculoasă în adâncuri. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!